Compania de servicii medicale private Regina Maria va derula și în 2015 investiții de peste 4 milioane de euro în extinderea rețelei, dar și în consolidarea poziției clinicilor și spitalelor pe care le deține în prezent și estimează încă un an cu plus de 20% al afacerilor până la 55 de milioane de euro. În prezent, sănătatea femeii și a copilului generează peste 50% din business, reprezentând consultații de obstetrică, ginecologie, mamografii, ecografii, consultații de pediatrie, intervenții. Un alt pilon al businessului Regina Maria sunt abonamentele, care reprezintă peste 40% din cifra de afaceri. Producătorul de confecții Secuiana din Târgu Secuiesc a realizat în primele 9 luni o cifră de afaceri de aproximativ 5 milioane de euro, mai mult cu 4% față de aceeași perioadă a anului trecut, pe fondul creșterii cu peste 8% a exportului. Compania estimează că va încheia acest an cu afaceri totale de aproximativ 6,4 milioane de euro, în creștere cu 5% față de anul trecut. Secuiana are pe piața locală o rețea de 26 de magazine amplasate în diverse centre comerciale și mall-uri din țară. De asemenea, produsele companiei sunt vândute și online. România a devenit una dintre țările cu cele mai dezvoltate piețe de call center și business support din lume. Astfel, datorită companiilor de servicii de suport de tip call center, țara noastră a devenit a doua piață din Europa și a noua piață din lume într-o industrie dominată de India. În intervalul 2009-2013, cifra de afaceri a companiilor de profil a crescut cu peste 68% de la 2 miliarde 246 de mii de lei în 2009 la 3 miliarde 785 de mii de lei în 2013. În România erau înregistrate la nivelul anului trecut 4.399 de firme cu obiect de activitate business support, în care lucrează peste 28.800 de angajați. Japonia a reintrat în recesiune la finalul trimestrului al treilea după ce a înregistrat două trimestre consecutive de scădere a produsului intern brut pe fondul creșterii taxei pe vânzări în luna aprilie. PIB-ul Japoniei s-a contractat cu 1,6% în ritm anualizat în perioada iulie-septembrie, în timp ce datele revizuite au arătat că declinul din trimestrul anterior a fost de 7,3%. Rezultatele negative ale economiei japoneze au apărut ca urmare a creșterii taxei pe vânzări de la 5% la 8% la începutul lunii aprilie, ceea ce a afectat nivelul cheltuielilor consumatorilor. Știrile Business B1 la zi le puteți accesa și pe site-ul b1.ro la categoria Economic.